La final de task s-a adunat toată lumea în livingul casei Mireasa și s-a anunțat câștigătorul. De fapt, câștigătorii sunt Vlad și Cătălina, care s-au bucurat enorm când au aflat. Nu știu exact cum s-a decis câștigătorul și cum a deliberat juriul, de fapt cine a decis mai exact, pentru că întrebările au fost foarte diferite și răspunsurile la fel de diferite, adică chiar nu știu care au fost criteriile de departajare. Le vom afla abia în emisiunea live, dar mă bucur foarte mult că încă o dată au câștigat Vlad și Cătălina, pentru că nu mă așteptam sincer să câștige ei. De altfel, toți ceilalți concurenți nu au fost prea încântați când au auzit acest lucru. Am văzut că și Simona și Hatice erau nu prea încântate. Singura care i-a felicitat a fost Irina. A fost singura care i-a felicitat și i-a îmbrățișat atât pe Cătălina cât și pe Vlad. În rest, au fost doar așa niște aplauze forțate, cerute de către staff și cam atât. N-am văzut niciun fel de atitudine fair play în această competiție. Să văd că, într-adevăr, când cineva câștigă, este felicitat pe bune. Oricum, mă bucur pentru câștigător, bravo lor!